Hai să vedem pentru ziua de joi, 12 august, zi în care Mercur intră în zodia Fecioarei și o să ne facă pe toți mult mai analitici, mult mai tipicari și perfecționiști, care este mesajul de la cărțile de tarot. Foarte interesant, avem aici asul de săbii. Iese la iveală un adevăr. Afli într-un final cum stă treaba, cum stă situația. Dacă ții minte, pe 28 iulie, ți-am spus că perioada dintre 28 iulie și 12 august e posibil să fie mai dificilă pentru tine. Și astăzi aflăm de ce. Pentru că aici niște lucruri îți erau ascunse. Cineva te-a mințit, cineva te-a păcălit, cineva te-a legat într-o pânză de minciuni și de comportamente toxice. Și astăzi poți să profiți de această sabie a adevărului și a dreptății, de acest as de săbii, să-l iei în mâna ta și să te tai, să te dezlegi, să te eliberezi din acest ciclu toxic. Asul de săbii îți promite că ești foarte aproape de succes, ești foarte aproape de zăcământul de aur. Mai trebuie doar să sapi puțin în acest tunel negru și sumbru al evoluției tale. Nu renunța, ești foarte aproape de succes. Și atunci când aceste adevăruri apar în viața ta, sper că o să ai maturitatea necesară să le accepti, să le înțelegi și să nu reacționezi impulsiv, să reacționezi strategic. De fapt, să acționezi strategic, mai bine spus, fiindcă dacă reacționezi, lucrurile nu o să iasă bine. Dacă acționezi deliberat, hotărât, decis, canalizat într-o anumită direcție, atunci o să ai succes. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea de tarot și vrei să vezi mai multe etalări, inclusiv etalări lunare pe zodii, te invit pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!